Astăzi, aici, la nuntă, primul care merită să fie binecuvântat, cred că este Creatorul. Amin. El a creat pământul, oamenii, El a înființat familia. Apoi, cred că merită să fie binecuvântat și Domnul Iisus, că ne-a dat dreptul să fim copiii ai Lui Dumnezeu și să aspirăm la încă o nuntă binecuvântată în cer. Dar să fie dintre noi oamenii binecuvântați mai întâi cei doi miri. Familiile de origine și, de ce nu, și familiile noastre sau celor ce în perspectivă Dumnezeu le va rândui să fie și ei familiști. Amin. Mă adresez în primul rând celor doi, în general familiștilor, cu ceea ce este scris în Romani, capitolul 13, versetul 9. Asta așa ca să fie ușor de ținut minte, că astăzi este 9-a, da? De fapt, adică în concluzie, să nu prea curvești, să nu fur, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu poftești, enumeră în mod deosebit poruncile care privesc raporturile dintre oameni. Dar interesant ce scrie mai departe, și orice altă poruncă mai poate fi. Ce ați auzit, ce ați citit în Biblie, ce ați auzit predicând, sau orice altă poruncă, în mod exhaustiv, se cuprind în porunca aceasta. Cine se iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu astăzi vă doresc să vă iubiți cu dragostea cu care v-a iubit și vă iubește Dumnezeu. Că tot în versetul 9 scrie, în Ioan 15, sunt cuvintele Domnului Iisus: cum am iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit eu. Dar să nu mă uit numai la ei, că ne privește și pe noi. Să poți să spui soției tale: cum m-a iubit pe mine Dumnezeu, de altfel asta spunea și Pavel în Efeseni, așa, dar asta nu poți la nuntă mai târziu. Acum poți să spui doar: te voi iubi. Știți că în general mirii sunt întrebați dacă se iubesc, mie îmi vine să-i întreb dacă se vor iubi. Și apoi mai târziu să poată ei recunoaște, să fie așa, să poată spune că te-am iubit. Am citit că undeva a fost un cutremur și printre dărâmături, după multe zile, a fost găsit un bebelaș sub în brațele unei mămici, care de fapt s-a pus peste el să-l ocrotească și era strivită de ziduri. Și era un bilețel acolo: dacă vei scăpa, să nu uiți că te-am iubit. Este scris în 1 Ioan capitolul 4. Eu astăzi predic, după cum uit la dumneavoastră, la pocăiți în mare parte, nu? Sau cel puțin creștini. Versetul 8. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu. Oricine iubește cunoaște pe Dumnezeu. Adică ce sens logic ar avea ca mai târziu în viață să poți să spui: eu te iubesc cum m-a iubit pe mine Dumnezeu, dar tu de fapt nici nu cunoști pe Dumnezeu și cum te-a iubit El pe tine, nu? O asemenea dragoste nu poate fi afirmată și trăită decât cei care îl cunosc pe Dumnezeu. Dar, cum zice tot apostolul, tragem nădejde că voi îl cunoașteți, că mai sunt unii care nu-l cunosc. Și ei nu știu. Ei iubesc numai cu ce au auzit ei de la filme, din cărți, ei atâta știu și atâta încearcă. Dar cine l-a cunoscut pe Dumnezeu? Dumnezeu este dragoste, scrie mai jos. Învățând de la Dumnezeu, nu doar din teorie, din practica jertfirii pe cruce și atâtor fapte pe care Dumnezeu ne le-a făcut. Cineva a întrebat: cum îți explici răutatea din lumea asta dacă este Dumnezeu? Și un răspuns înțelept a fost: dar explică-mi tu mai întâi atâta bunătate fără Dumnezeu. Că umple pământul. Mărit să fie Domnul. Amen. Am citit că trebuie să ne iubim aproapele. Acum
Bogdan, nu trebuie multă geometrie acum de aici din sala cinema aproape de tine. Și pentru Marta, sunteți așa de aproape, vă țineți de mână. Dar s-ar putea în viață să mai fie și alții, să fie aici mai aproape de soacră sau știu eu. Uneori nimerim tare aproape de dușmani. Care cum e aproape numai trebuie iubit, că noi putem să spunem că iubim pe cei din Noua Zeelandă, dar nu vor simți ei. Așa, le spunem prin telefon, eventual sunt aproape așa, virtual, online. Da, că e foarte bine să poți iubi pe toți, dar acum, cum se spunea, vorbim de viața de familie. Cineva și-a imaginat un test. Te duci cu mașina, sport doar două locuri. Și vezi într-o stație, ești tu cu soția ta. Și acolo este un foarte bun prieten al tău și coleg care ți-a făcut bine și o doamnă în vârstă care are mare nevoie de ajutor să fie dusă de urgență la spital. Ce face? Soția mai miloasă va spune: iei pe... Ce facem cu doamna asta? Tu să iei prietenul meu. E o chestiune așa ipotetică. Se spune că cea mai ideală variantă ar fi să vă dați voi doi jos din mașină și să lăsați prietenul ca încredere să ducă bătrânica la spital. Să ne ajute bunul Dumnezeu, nu știu cum se vor ivi situațiile în viață, dar ocazii să iubești sau să urăști sunt. Unele sunt fapte pregătite de Dumnezeu, altele ispite rânduite de diavolul. Eu vreau să vă spun doar trei lucruri și ceva în încheiere. Iubirea, manifestată, repet, în viața de familie, citesc din Efeseni, capitolul 5, are o dimensiune fizică și se evidențiază prin munca, prin grija care trebuie să o oferim partenerului, copiilor și celorlalți, spune Scriptura, tot în 5, în 1 Timotei, dacă n-ai grijă și de rudenii, de fapt nu mai putem vorbi de credință, iar ajungi că nu mai cunosc pe Dumnezeu. Efeseni 5, de la 28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Adică soția ta are trup și trebuie să-l îngrijești. Să nu-i fie frig, să nu-i fie foame. Și câte toate. Și copiii. Iubirea are o dimensiune foarte realistă, exprimată prin muncă. Cine nu-i harnic, n-ar trebui să se însoare. Că iubire fără hărnicie, fără efort, Dumnezeu i-a spus lui Adam, înainte de a se însura, încă să muncească în grădină, iar după ce l-a dat afară, i-a spus că până la transpirație și fără pensionare, că până la moarte. Da. Scrie despre Iacov și știi, zice în proverbe că o mustrare îl pătrunde mai bine pe omul înțelept decât 100 de lovituri pe cel nebun. Adică pe cel leneș nu-l rezolv cu băta. Dar un verset ar trebui să ne fie de ajuns. Genesa 29, versetul 20. Astfel Iacob a slujit 7 ani pentru Rahela. Nu era concediu acolo. Și scrie de faptul că grijea, era vorba de turmă, și zi și noapte. 3 schimburi. Și anii aceștia s-au părut ca vreo câteva zile. Și apare mențiunea aia frumoasă. Pentru că 7 ani cu un socru ca la ban, nici măcar o soldă cât în armată pe vremuri, și să se separă nici o săptămână. Da, asta e iubire. Amin? Amin. Zicea un frate: și aud pe ăștia tineri, iubi în sus, iubi în jos. Zice, eu n-am știut atâtea să spun și nu știu numai românești. Dar zice, am știut să mă scol de dimineață. Și când se culca nu ne-a spus. Da, asta e iubire. Dacă mai vorbim și de copii, apoi iubire înseamnă efort. Doamne, ajută! Amin. Și nu întâlnesc aici vreun reproș care să-i aducă Iacov. Tu știi cât am muncit pentru tine, băi? Ce-am făcut eu? Nici pe socru sau la urmă armei.
îl învinuiește mai târziu numai de nerespectarea obligațiilor contractuale. Da. Am priceput? Citeam undeva într-o revistă că o soție a vrut să își exprime nemulțumirea, dar totuși într-un mod plăcut, așa, fără scandal. Și a sunat soțul spunând că au intrat hoți în casă. Ce au făcut? Ce s-a întâmplat? Tot e răvășit. Și să nu mai lungeți vorba. O zis în baie, sculele de bărberit, în dulap, e tras, nu știu ce vreau să fure, să fac. Și cum mai spunea câte una, zice, tu, eu le-am prăștea dimineața, eu le-am... Și dar cum se face că atunci când să pleci la serviciu, te-ai plecat spre mine și mi-ai spus că mă iubești? Ca până la amiază să apuc să le rândui după tine, nu? A iubi înseamnă a îngriji de trupul celuilalt, a depune efort. Amin. Amin. Doi. Noi avem și o dimensiune sentimentală, sufletească și lăsată de Dumnezeu. Scrie în cartea Cântarea Cântărilor, din care s-a amintit, spicuiesc, de la versetul 3 al capitolului 2, rodul lui este dulce pentru cerugurii mele, sau pentru ea. Capitolul 4, versetul 11, miere picură din buzele tale, mireasă, miere și lapte se află sub limba ta. Și scrie aici, și de altfel toată cartea asta este un dialog al iubirii. Comparații cu flori. Ce era atunci pentru ei mai special? Că zice în Cântarea Cântărilor, în Proverbe, capitolul 16, versetul 24, cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere dulci. Și mai adaug Proverbe 5, să punctez ceea ce ține strict de viața de familie, versetul 18, izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit, necurmat de dragostea ei. Situație în care orice privire în afară nu mai își are sensul. Nu știu cum se face că unii știu să vorbească frumos despre partenerul de viață înainte de nuntă, foarte frumos, și după înmormântare. Sunt niște realități neplăcute. Și încep vorba aceea cu fir de mătasă și continuă cu rafie. Le-am spus cândva la o nuntă la doi miri care vorbeau frumos și priveau frumos și filma îndeaproape. Am zis, când nu mai știți cum să vă adresați, dați filmarea în reluare. Repetați aceleași cuvinte. Să spui că te iubesc nu devine plictisitor, ci din potrivă, poate fi îmbogățit. Și mie mi se pare prea puțin să-i spui soției ceva doar într-o anumită zi a anului sau cum se mai adresează oamenii între ei de sărbători. Asta o fac așa că sunt liberi. Și o fac și alții. Tot e așa un copy-paste. Nimic mai mult. Dar a găsi cuvinte de tandrețe, de ridicare, de înviorare, de suflet, o mângâiere, o îmbrățișare, cum spuneau soție, doar atunci când vrea să continuăm, doar când e vorba de un preludiu, să am și o parte de o îmbrățișare. În rest, nu se poate. Sunt unii bărbați care atât știu. E adevărat că, din nefericire, sunt și femei acre, nu dulci. Să ne dea Bunul Dumnezeu o limbă bună. Amin. Vorbire frumoasă. Amin? Se spune că nimeni nu se poate certa pe altă limbă decât pe limba maternă. S-a făcut test sociologic. De ce? Că atunci când te ceri, trebuie să-ți vină repede la îndemână cuvintele și să ai vocabularul tău propriu. Acum, nu știu câte engleză știi, Bogdan.
Dar mai schimbați, dacă vezi că nu-ți ajunge farmecul limbii române, că-i dragoste, iubire și alte sinonime. Apropo de sinonime, undeva în Finlanda, pare, mi s-a dat un test, cine găsește cele mai multe sinonime pentru diferite cuvinte? Știți că și păcatele au cele mai multe sinonime? Că oamenii vorbesc urât și atunci se nasc noi și noi expresii. Dar noi, din Scripturi, dacă tot trebuie să suportăm urmările turnului Babel, măcar și de aici să găsim ceva bun. Pe o limbă sau pe alta să vorbim frumos. Doamne, ajută! E greu? Dacă tot iubești. Cu limba o care iubești să spui și altceva. Din aceeași vână ai zvorului. Nu se poate. La un aparat, la o instalație, ceva, ca să dea altceva, trebuie să schimbi ceva scule acolo, nu? Cel puțin o sită. Un cuțit. Devine ceva mai abraziv. Nu. Să rămânem cu aceeași limbă. De fapt, cu aceeași inimă și cu aceeași iubire. Amin? Amin. Și în al treilea rând, ceva care cred că e mai frumos decât toate. Cum am putea să iubim cum ne-a iubit Dumnezeu? De fapt, cum ne-a iubit El? Ce a însemnat pentru noi iubirea lui Dumnezeu? Purtarea de grijă. Ni se adresează, ne mângâie. Nu ne încălzește câteodată așa câte un mesaj profetic sau câte o cântare. Cine o alege pentru noi? Cântărețul doar? Eu zic că Duhul lui Dumnezeu. Așa că ne iubește. Numai așa să iubim și noi. Și scrie în Efeseni capitolul 5, referitor la iubire, citesc de la versetul 25. Cum a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească și să o înfățișeze înaintea Tatălui. Adică iubirea trebuie să se manifeste prin a ne sili, prin a ne lupta să mântuim partenerul de viață. Asta e marea noastră trudă. Pentru unii, zice în 1 Corinteni 7, că e fără succes, dar încercarea trebuie să o aibă și ei. Chiar surorile cărora soții nu le sunt credincioși, zice 1 Petru 3 cu 1, cumva, așa cum se spunea, să-i câștigăm. Și dacă veți reuși să fiți de mânuți așa la intrare în rai, cum spunea fratele Vrumban, să ne dăm întâlnire. El spunea că și-a dat întâlnire cu Sabina la poarta lui Beniamin, că erau din seminția lui Beniamin. Asta e cel mai frumos. De fapt, la urmă, rămâne pe pământ tot ce clădim, tot ce adunăm, sunt materiale consumabile. Inclusiv ființele noastre. Totul se evaporă și se diluează, se descompune. Caracterul, ceea ce am dăltuit pentru mântuire. Și cum poți face tu mai bine să-ți iubești nevasta cum ai iubit Domnul? Păi să fii tu un sfânt. Că numai un sfânt poate să sfințească pe altul, că dacă e necurat, îl murdărești și pe celălalt. Doamne, ajută-ne! Nu știu cât veți reuși să munciți, poate unii sunteți spune, așa aș munci pentru nevastă, dar nu sunt așa sănătos, sunt mai slab fizic. Poate mi spune așa, sunt mai sec la cuvinte, n-am reușit toată viața să-i compun un vers. Așa ceva să rimeze, să-i spun soției, dar așa ceva să o mântuiască, asta ai reușit? Asta și fără poezii merge. Cu câtă muncă ai putut, poate stați încă în casă pe chirie. Dar acolo sus, să știi că te așteaptă ceva. Doamne, ajută-ne! Și la cuvintele astea, să iubiți cum v-a iubit Dumnezeu, lăsați-mă să le pun ghilele mele. Dragostea mare nevoie de ceva. Oricând iertare. Că de fapt astea sunt ghilimele. Spune în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 7, printre altele ce face dragostea, acoperă totul. Scrie în Proverbe 10 despre această reușită a dragostei și noi putem să ne amintim cum am iubit până acum, numai la aspectul ăsta așa punctual. Dragostea acoperă toate
v-ați surprins vreodată povestind cuiva ceva negativ de partenerul de viață? Sau ei le-a spus? Sau lui? Auzi, înainte de a spune ceva rău de celălalt, fii sincer și spune: e mare problemă cu mine, nu mai iubesc. Dumnezeu are un program. Când ne-a iertat, le acoperă. Nu-și mai aduce aminte. Doamne, setează-ne și pe noi cam așa. Vă spunem noi ca Petru, nu? Până când? A spus Petru, care a întrebat el pe Domnul până când, după aia a spus el până când. Să iubim și cât? O sumedenie, zice în 1 Petru 4. Ei, nu mai trăim noi cât Metusala, să adunăm o mare sumedenie de păcate și de greșeli într-o viață atât de scurtă cât ne-a rămas, zeciuială din cât trăiau primii patriarhi. Să ne iertăm. Și asta înseamnă simplu să uiți. Și nu numai că să nu mai povestești, dar tu de fapt în tine o ții minte acolo, știi? Să o acoperi nici în tine să nu se vadă, de cum să mai vadă alții. Să nu mai reușești tu să-ți amintești. Oare se poate? De ce crezi dumneavoastră că atunci când ajungem la Domnul, sau acum în relația noastră cu El, chiar Dumnezeu când se uite la noi, se silește să nu ne zică ce am făcut, sau chiar nu mai are asta în evidență? Nu mai are. Astea-s ghilimele, le spun eu, de la dragoste. Doamne, ajută! Să ne iubim unii pe alții, începând cu cel mai de aproape și până în capăt. Să depunem efort, să ne silim să vorbim frumos și să facem totul cumva, cumva, că Dumnezeu ne-a iubit, să ne putem muta de aici, în împărăția lui Dumnezeu. Dar până acolo, că după aceea nu-i mai problemă, lăsați și ghilimelele astea. O iertare, așa, pe calibru dragostei, că spunea Domnul Luca 7, că celui ce îi se iartă, cum iubește apoi? Asta e o mare taină. Mai mult, auzi, e supliment dacă pui ghilimelele. Inclusiv de la celălalt, că asta e marea realizare a dragostei lui Dumnezeu. A reușit Dumnezeu cu iubirea Lui să ne facă să iubim și noi. Să ne ajute Domnul pe toți cu iubirea noastră să putem face și pe celălalt să iubească, să-L învățăm și să-L ajutăm. Și astăzi, în primul rând, să dea Domnul harul acesta celor doi, dar și tuturor celor ce-L vor. Amin. Amin.